Ministrul Sănătății, profesorul dr. Alexandru Rafila, în direct la punctul culminant. Bună seara, domnul ministru. Bună seara. Dați-ne niște vești bune. Da, operația s-a încheiat. Pacientul după operație este conștient, este afebril. Asta e un lucru îmbucurător. Să vedem cum va fi evoluția ulterioară. Sper că extragerea acelei proteze care genera o infecție persistentă să ducă la rezolvarea problemei infecțioase, care era o problemă veche, nu era o problemă recentă, și practic prezența temporară a bacteriilor în sânge a devenit permanentă după ce aceste bacterii au colonizat corpurile străine din organism, respectiv stimulatorul cardiac și proteza care se găsea la nivelul genunchiului. A fost vreo clipă în pericol de pierderea vieții, Florin Piersic? Din ceea ce știu eu, nu a fost într-un astfel de pericol, mai ales că el a fost tot timpul conștient înainte de intervenția chirurgicală. Eu am vorbit cu dânsul, a fost conștient, putea să comunice, se alimenta și bea apă singur, deci nu a avut niciun fel de... niciun moment senzația că ar fi într-o stare care să îi pună în pericol sănătatea, dar pe de altă parte să îi pună în pericol viața, dar pe de altă parte, în mod evident, aceste infecții trenante constituiau un mare semn de întrebare în condițiile în care pacientul avea o anumită vârstă, 88 de ani, anumite comorbidități și stimulatorul acela cardiac care a fost extras practic nu mai susținem în același mod cordul, pentru că n-aș vrea totuși să discutăm foarte mult. Știți că există un anumit nivel de discreție care trebuie menținut. Cred că sunt suficiente informații pe care am încercat să le oferim public și cred că lucrul cel mai important care a fost realizat, și apropo de chestiunea asta cu mutarea între spitale, avem o echipă multidisciplinară care a funcționat la Spitalul Matei Bal și aceeași echipă multidisciplinară funcționează și la Foișor. Ea cuprinde infecționist, ortoped, cardiolog și medic de terapie intensivă, iar conduita terapeutică este stabilită de această echipă multidisciplinară, încât să existe o coerență a tratamentului și să găsească cea mai bună soluție, încât riscul de complicații să fie cât mai mic. Rămâne internat la Foișor? Deocamdată rămâne internat la Foișor. Orice pacient după o intervenție operatorie, mai ales cu un anumit grad de complexitate, rămâne internat la terapie intensivă un anumit interval de timp până parametrii lui revin spre normal, după care sigur urmează o perioadă de refacere, de înlăturare a firelor. Mă rog, sunt proceduri specifice fiecarei specialități. Ați spus că ați vorbit cu Florin Piersic, ați vorbit la telefon sau l-ați vizitat la spital? Nu. Am fost să-l vizitez ieri dimineață și am stat cu dânsul circa 15-20 de minute și cred că am făcut un lucru bun și pentru mine și pentru el, și cred că lucrul ăsta e important, pentru că dacă simți empatie, sprijin, evoluția în general este mai bună decât dacă oamenii sunt indiferenți la suferința ta. Ce stare de spirit avea domnul Piersic, dacă puteți să ne spuneți? Bun, dincolo de inerentele îngrijorări. Avea o stare de spirit bună, pozitivă, era încrezător. Nu am avut niciun moment senzația că este speriat. Sigur, era îngrijorat de faptul că avea o problemă care împiedica să meargă, de exemplu, era vorba de infecția la picior, dar nu a avut niciun fel de... niciun moment mi s-a părut că nu ar fi încrezător într-o evoluție favorabilă. Să sperăm că lucrurile astea pe care le-au făcut medici, vreau să le mulțumesc colegilor și de la Matei Bal, și chiar sunt colegii mei, că și eu de fapt acolo lucrez, și celor de la Spitalul Foișor pentru buna colaborare și mai ales pentru rezultatul, cel puțin până în momentul de față, favorabil al evoluției pacientului. A fost tot timpul conștient Florin Piersic de-a lungul periplului său? Tot timpul, da, tot timpul. Așa, sigur.